final, dacă n-ai ajuns să spele vina dumitale și păcatele dumitale, va fi un judecător care va pedepsi lumea, nu numai pentru ce a comis, ci va pedepsi pentru, pe oameni și pentru ce au omis să facă. Eram dator să-i mulțumim lui Dumnezeu. Da. Am omis să-i mulțumim. L-am furat de cinste pe Dumnezeu. L-am furat de respect. L-am furat pe Dumnezeu. Un păcat mare. Se merită să ne întoarcem la Dumnezeu. Amin. Se merită. Primul lucru la credința adevărată este să descoperi în Iisus Hristos că El este Domnul. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta și Doamne, dă-ne puterea la lucrul acesta. Un al doilea lucru și o să vorbesc mai puțin și o să mă opresc la acesta ca fratele Iteanu să aibă mai departe cântările. Un al doilea lucru este faptul acesta. Credința adevărată, ea când vine cu o problemă înaintea Domnului, ea nu se lasă până când nu-i rezolvă Domnul problema. Uitați-vă în situația acestei femei. Biblia ne spune că ce-a venit cu cazul ei înaintea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, într-o primă fază, parcă-l văd umblând înconjurat de ucenici, gloate multe, sute de oameni în jurul lui, mergea în tăcere liniștit, iar femeia aceasta spune cartea că a început să strige după ei, așa spune cartea, după ei, deci în spate striga undeva, da? Auziți ce spune aici? A început să strige după el, deci striga după Domnul Iisus Hristos. Ce striga? Ai milă de mine, fiul lui David! Striga după el. Altra ce spune către el. Striga și la un moment dat ucenicii se opresc. Și spun Domnului Iisus Hristos, auzi, tu care ai făcut atâta bine, ai vindecat cu zecile, cu sutele, ai înviat din morți, rezolvă și problema femeii acesteia. Că uite că strigă după noi, ca și cum ar fi spus, vezi cât e de stăruitoare? Dacă nu te oprești să rezolvi problema femeia asta, o să strige continuu. Și în satul următor și în comuna următoare, femeia asta are o problemă care o doare așa de rău, încât femeia asta nu se lasă de tine. Rezolvă-i și problema ei, a spus ucenicii. Ajută-o și pe ea. Apleacă-te și spre nevoia ei. N-are unde să duce cu fata ei, rău muncită de un demon. Cartea ne spune că Domnul Iisus Hristos s-a oprit la spusa ucenicilor care spune, dă-i drumul că strigă după noi, și el spune așa, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Închipuiți-vă că ați venit aici cu o problemă și ar fi Domnul Iisus cu ucenicii aici și a spune, Doamne Iisuse, eu cred că Tu ești Dumnezeu. Uite, am un copil bolnav. Și ți-ar spune Domnul așa, eu-s venit în lumea asta mai mult pentru sfinți să le rezolv problema. Tu ești un păcătos sau o păcătoasă, nu-ți pot rezolva problema ta deocamdată. Tu m-ai respins până acum? Tu m-ai pus la spate? Tu nu ai trăit o viață cu mine și vezi să îți rezolvi problema? Nu se poate așa ceva. Domnul Iisus spune, eu sunt trimis numai la oile pierdute ale casei lui Israel. Părea un afront pentru femeia aceasta. Părea că îi spune ceva exact împotriva dorinței ei, Domnul Iisus Hristos. Femeia aceasta însă nu se lasă. Depășește pe Domnul Iisus, pe ucenici și vine în fața Domnului și îi se închină. Și știi ce spune Domnul? Parcă nici nu aude că Domnul are treabă cu Israel și nu cu neamurile și are între neamurile. Spune așa Domnul Iisus, Doamne, ajută-mi. Sau cu alte cuvinte, oprește-te puțin. Am probleme. Am necazuri mari, am greutăți. Am fata muncită de un demon. N-am ce-i face, e singura mea fată. Ajută-mă într-un fel. Doamne, ajută-mi. Domnul Iisus se oprește atunci, se uită la femeia aceasta și are un răspuns pe care omenești eu nu l-am înțeles. Și ce-i spune? Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței și arată spre ea. Gândește-te că ați venit cu o problemă aici și Domnul Iisus a salutat peste tot și a zice, nu-i bine să iau pâinea copiilor mei, a credincioșilor, să o arunc la un cățel și ar arătați pe dumneavoastră. Cum v-ați simți în fața acestei mulțimi? Cum v-ați simți? Nu știu cum v-ați simți dumneavoastră, vă spun cum m-aș simți eu. M-aș uita la Domnul și a spune, Doamne, dacă îmi rezolv problema, bine, spune-mi, dacă nu, iar spune-mi, dar nu mă face cățel, că mi-e rușine și mie de atâta lume de aici. Mi-e rușine și mie, nu-mi spune cățel. Spune-mi altceva, zi-mi altceva, dar nu mă face așa, că sunt și om, am și eu felul meu de a fi, am și eu prestanța mea, să zic așa, de om, nu? Nu mă face cățel față de toți. Femeia asta avea o durere așa de mare, încă nu i-a apăsat ce i-a zis Domnul. Ca și cum mi-ar fi spus, nu numai cățel, fă-mă cum vrei și pisică și șoricel, nu mai rezolvăm problema! Am necaz, nu știu ce zici, tu ești Domnul, tu poți să zici orice! Eu însă am o problemă înainte, dar rezolvă problema!
Când Domnul Iisus îi spune că nu-i bine să iei pâinea, să o arunci la căței, știi ce zice ea? Da, Doamne! Să ai curaj să spui în fața unei mulțimi când îți zice Domnul Iisus cățel, să-i spui, da, Doamne, așa sunt! Ce umilință, ce plecăciune, ce lepădare de sine! Da, Doamne, spune ea! Dar nu se oprește numai aici. Și auziți ce spune într-o stare smerită? Dar și căței, așa cum ai făcut. Și nu căței amari, ăia de sumasă, ăia mici, că sumasă mânca toți, de ăia mici, nu? Și căței de sumasă, mănâncă, ce mănâncă? Nu felia de pâine a copiilor de pe masă. La evrei le dai felia de pâine foarte bine, ăia-s copiii tăi. Dar lasă-mă și pe mine să iau o firimitură de acolo de sub masă, ca un cățel, să ajung și eu la o firimitură care cadă de la copiii tăi, de la evrei care mănâncă. Te aștepta ca după ce Domnul a respins-o de 3 ori, să o respingă și a 4-a oară. Domnul Iisus Hristos însă n-a respins-o, i-a testat credința să vadă, e originală? Crede ea cu adevărat că El este Mesia? Crede numai când vede minunile? Sau crede și când Domnul îi spune adevărul că e o păcătoasă? Credeți dumneavoastră aici că Domnul vă mântuie numai dacă v-ar spune că sunteți buni și sfinți toți? Sau credeți și când vă spuneți că când vă spune Domnul că aveți slăbiciuni și trebuie să vă întoarceți pentru slăbiciunile alea? Da. Și atunci veți crede oare? Testul de atunci al Domnului și vine și în ziua de astăzi. Și femeia aceasta spune firimiturile, dacă aș prinde și o firimitură de sumasă. Domnul Iisus se oprește în dreptul ei și zice spre Domnul Iisus Hristos, o femeie se uită la ea. Mare este credința ta. Sau cu alte cuvinte, te-am testat de 3 ori. Am pus baraj în fața fiecărei dorințe ale tale să văd, depășești barajul acesta? Vrei cu adevărat ce? Crezi tu cu adevărat că-s Fiul lui Dumnezeu, chiar dacă-ți vorbesc așa, rămâi tu lângă mine? Crezi ce ai spus, Doamne? Intipărit în mintea ta că sunt Dumnezeul tău, aștept până la sfârșit hotărârea mea și decizia mea? Mare este credința ta. Du-te, credința ta te-a mântuit. Facă-ți-se după cum voiești. Și fii ca ei. S-a tămăduit chiar în ceasul acela. Ce înseamnă credința adevărată? Să stai înaintea Domnului. Să-ți dai seama de starea de neputință. Și chiar dacă Domnul îți va spune în cuget, tu ai păcatele tale, să spui, le am, dar nu plec cu ele de aici. Nu plec cu păcatele mele, că nu-i trebuie nimănui în lumea asta păcatele mele. N-am cui să le dau. Eu am auzit că tu ai luat păcatele oamenilor și poți să le iei pe ale și pe ale mele. Vreau aici să le las la picioarele crucii tale, Doamne. Tu ești singurul care îi liberezi de poveri. Tu ești singurul care dai ajutor și sprijin. N-am unde mă duce cu ele. Cui va trebui păcatele dumneavoastră? Unde le veți putea duce? La primar? La Consiliul Județean? Unde? Niciunde. Nimănui nu-i trebuie păcatele noastre. Numai Domnul se angajează, El știe că suntem slabi, că poate să ia păcatele mele și păcatele dumneavoastră, să le dea așa deoparte și cu sângele Lui care a suferit în Golgota și a dat viața de bunăvoie. Asta a fi făcut dreptatea dumnezeiască cu o jertfă fără cusur a lui Iisus Hristos, Domnul, care și-a dat viața. Poate să spele păcatele dumitale și poate să spele și păcatele mele. Într-o seară, o familie se întorcea de la biserică. Și avea o fetiță micuță, la vreo 4-5 anișori, și fetița a auzit acolo la biserică că Domnul Iisus Hristos spală păcatele prin sângele Său. Citea acolo cineva din Ioan și citea acolo și spunea și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Și când a ajuns acasă, părinții au zis, acum mâncăm și copii treceți la culcare. Au mâncat și după ce au mâncat, fetița s-a dus în camera ei și când s-a dus în camera ei, s-a pus la capul patului servace și a zis, Doamne, iartă-mă că în ziua de astăzi m-am certat cu colega mea pe lopățele și pe căldăruș la nisip, te rog frumos, iartă-mă și pe mine. Așa a știut ea să zică, ca să poți să dori liniștită. Și s-a culcat fetița la vreo 5 anișori, că așa a auzit ea și a rămas în cap, că sângele lui Iisus poate să spere. Și a știut că s-a certat cu fetița, cu colega ei la joacă acolo. Și când s-a pus în pat, a stins becul, a tras păturica pe față, auzit așa parcă un glas în mintea ei. Crezi tu că Iisus spală păcatele? Asta e numai în mintea ta. Poate a tras repede păturica, s-a uitat în cameră întuneric. Și a zis în mintea ei, cine știe, poate mi s-a părut. A tras iar păturica pe cap. Iar a auzit un glas. Iisus Hristos, e o poveste frumoasă. Iar a tras, n-a văzut nimica. Asta s-a gândit, a dat păturica jos,
S-a gândit ea, asta neapărat în întunericul ăsta trebuie să fie Satana. El vine să-mi aducă gânduri de ăștia rele că nu iartă sângele lui Iisus. Dar s-a gândit, s-a dus la bec, a aprins becul, s-a uitat în testament unde își însemnase la adunare, unde a citit fratele că sângele lui Iisus spală de orice păcat. Nu știa bine să citească peritele, dar însemnase acolo. S-a gândit, unde ar putea să fie Satana? Ca să-i arate și lui că ce scrie Biblia adevărat. S-a uitat pe țară și a văzut că sub pat e întuneric. S-a dus la pat, s-a apropiat ușor și a băgat testamentul sub pat și a zis, citește și tu, diavole, acum, să vezi tu că ce am pus eu în mintea mea adevărat. Iisus Hristos scrie aici că spală sângele oricărui om. S-a culcat iarăși. S-a tras pătura pe față și a dormit până dimineața liniștită. Domnul Iisus i-a dat liniște pentru că a onorat o credință așa de mică ca ei. Dar ea a crezut că diavolul e acolo sub pat și a băgat Biblia să citească și el, că era deja convins. Dacă va veni diavolul în ziua de astăzi să spună, nu ești păcătos, spune, ba da, am păcate, știu că am slăbiciune. Dacă va veni să spună, rămâi în credința ta, spune, nu e adevărat. Eu trebuie să fiu iertat de păcatele mele și trebuie să mă împac în mod real cu Iisus Hristos. Eu am nevoie de un mântuitor în viața mea. Eu am nevoie de cineva care în mod personal să-mi ierte păcatele. Nu vreau un Hristos al tuturor. Vreau un Hristos al meu personal să-mi ierte păcatele, să-mi spele vina, să mă curățească. Vreau să fiu sfânt în mod personal, eu și Dumnezeu, sunt față în față. Și dacă vei spune așa, și dacă vei crede că Iisus este Domnul, este Dumnezeu care poate să-ți ierte păcatele, din seara aceasta El poate să intre în inima tumii tale. În mod real, să simți pacea și liniștea Lui care îți curăță păcatele. Să poți să lași o lacrimă la picioarele crucii, să spui, Doamne, n-am știut că și asta e păcat, și asta e păcat care ți le va duce la aminte și în conștiință, dar îți mulțumesc că astăzi Tu ești aici. Tu ierți păcatele celor care mărturisesc și ierți și păcatele mele. Amin. În final, și ce poate să vă spună Domnul? Poate să vă spună ca acestei femei cananeice, du-te în liniște, credința ta te-a mântuit. Facă-ți-se după credința ta. Este atât de greu să-ți se ierte păcate în lumea aceasta încât lumea n-a rezolvat problema. Și este atât de ușor în fața lui Dumnezeu încât într-o secundă, prin credință, poți să ai păcatele iertate. Aleluia. Poți să fii spălat de sângele lui Iisus Hristos. Aleluia. Poți să fii aici încărcat și poți să pleci zâmbind și cu o liniște în suflet și cu o pace și cu o siguranță. Să spui, Doamne, îți mulțumesc că povara de pe sufletul meu a fost dată la o parte. A dispărut. Aleluia. Să pleci liber în numele lui Iisus. Aleluia. Și mă rog în seara aceasta, Doamne Iisuse, pe toți care i-ai în plan să plece liberi, fă-i să plece liberi. Pe toți care i-ai în plan să rup legăturile vrăjmașului și ale relelor, rupe-le, Doamne, și fă-i să înțeleagă că Tu o faci. Nu noi și nu ei, Tu o faci. Tu ești Dumnezeu care mântuiește astăzi. Și am convingerea aceasta că Dumnezeu care mântuiește și în seara aceasta își va face lucrul Lui și nu al meu și nu al nostru, al Lui. Și toți care vor fi în plan să întoarcă la Dumnezeu, Dumnezeu îi va întoarce și va mântui. Doamne, mântuiește-i pe oameni. Amin. Amin. Domnul să binecuvânteze fratele Ovidiu. Amin. Să-i dea putere ca să continuă mai departe ceea ce Dumnezeu l-a pus să facă și l-a învrednicit să facă slujba așa bine. Domnul să fie binecuvântat. Lăudat să fie Domnul. Amin. Mulțumim, Doamne, că ne-ai dat credință prin cuvântul Tău. Apropie-te și Tu. Căci Domnul este gata să-ți rezolve și ție problema. Domnul este gata să te ierte. Este gata să te vindece. Este gata să te mântuiască. Lăudați să fie. Mare. Să lăsăm o rugăciune, să se îndurești de mine, să se îndurești de mine. Dumnezeul sfânt și mare,